De la părți. Nu știu. Asta să nu slăși, nu știu. Ce de zacomă? Asta să nu le aduc aminte. Nu știu, n-au auzit și nu interesează. Tinerii de azi sunt departe de politică. Mulți dintre ei habar n-au nici măcar cine e președintele țării, că de miniștrii care vin și se duc, nici nu mai are rost să întrebi. Cum vreau să mai îmi plec? Că ne place, că nu ne place, dar avem și noi un președinte și e bine să știm barem cum îl cheamă. Ți-o dă mâini zbelți. Care a noastră președinte? Așela care cu loc? Da, îl știm, da. În momentul dat eu nu știu care este rezultatul alegerilor. Не отсюда. Я свидетель Иеговы и не слежу за политикой. Это Дон Владимир. Шеф штата. Президент ли совсем? Ну, Дон. De la începutul pandemiei, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pe numele ei Viorica Dumbrăveanu, a fost fără îndoială cea mai solicitată oficialitate din tot cabinetul de miniștri. Și pentru că a avut de lucru mai mult decât alții, a fost decorată cu Ordinul Gloria Muncii de către cel care este șeful statului. E o femeie, dar uite cum o cheamă. De asta nu ți-am minte. Тоже не знаю. Nu știu. Одна очень жестокая дамочка, которая хотела лишить, наверное, пособия матерей. Да. Ну что, да, просим фономенику на скот. Тоже не знаю. Apoi, la câți am avut și avem, unul Dumnezeu să-i țină minte pe toți. Cine-i, al cui e, cei cu dânsul și cum îl cheamă. Ministrul Sănătății? Nu. Da, a învățământului? Nu. Dar e un tip, știi cine este? Învățământului? Igor Șarov. A Sănătății? Da, Zinaida Greceanu. Nu. A Economiei? Nu. Da, a Agriculturii? Tot nu. Or fi ei, miniștrii importanți, dar și peste ei trebuie să fie un cineva mai mare. Если честно, я в политике не разбираюсь, поэтому не могу вам сказать. Статус комитет, Олег. Иван Чеку. Сейчас вас понужд при министрщине. Порк. До дом лафел. Да чьи есть премьер-министр на момент? Чьи премьер-министр? Ну, не знаю. Даже не интересуемся. Да. Grea e soarta de politician, când tinerii nu vor să te știe. Nu știu cine e. Da. Cine este? La Chișinău. Nu, noi cu politica nu prea ne interesăm. Sincer, nu știu, pur și simplu nu-mi place. Nu. Мы ходим, нам нужны джинсы. Dragii noștri politicieni, vă rugăm frumos, faceți cât mai multe pentru tineri, susțineți-i ca ei să vă știe, să vă țină minte și să aibă pentru voi numai cuvinte de laudă. Da, și încă ceva, să rămână acasă.